la un vlog de când am fost în Italia, cred. Anyway, voiam să vă spun că urmează un vlog de călătorie. O să plecăm în Anglia, mergem la Giulia și la Marius. Am aici bagajul pregătit. O să mă văd cu Eugen la 5 la autobuzul spre aeroport, pentru că mergem cu autobuzul, că suntem oameni normali, ca toată lumea. Și acolo ne va aștepta Marius și apoi o să ajungem la cei doi minunați și copilul lor. Le-am luat și noi, de fapt, le-am luat tuturor, uite ceva. Și am luat și Maiei niște jucării, pentru că este ziua ei sâmbătă. Și să vedem ce o să se întâmple acolo. Nu știu exact cum o să iasă vlogul ăsta. N-am mai vloguit din Italia. Cred că asta înseamnă chiar o lună, o lună jumate. Și îmi dau seama că e puțin weird să țin iarăși camera așa tot timpul cu mine. Zic tot timpul, deși abia am deschis-o. Anyway, am două baterii, am un încărcător, am un încărcător de toate chestiile pe care le iau la mine. Trebuie să-mi mai iau doar tocul de ochelari și să-mi schimb bluza asta cu un plover. Și să plec, pentru că o oră cât mai este până mă văd eu cu Eugen, trebuie să merg și să-i caut lui Marius un medicament la o farmacie. Am vrut să merg mai devreme să fac treaba asta, însă n-a fost chip. Efectiv, n-am avut când. Mi-ai zis foarte târziu, domnule. Trebuia să fi știut măcar de ieri, ca să am timp să cotrobăi. Chiar voiam să întreb. De fapt, cine nu mă urmărește pe Insta, nu știe, dar avem ochelari noi. Aceștia sunt. Arată drăguț. Arată mult mai bine decât cei vechi pe care încă îi am și încă sunt ok-și. I-am schimbat pentru că mi-a crescut oricum dioptria și pentru că am înțeles că odată la ceva timp lentilele trebuie și ele schimbate sau, mă rog. Am o ambulanță care mă deranjează. Nu știu de ce pun ochelarii ăștia în toc, pentru că trebuie să-i țin la ochi, căci o să... trebuie să mă schimb întâi. Dar știți ce voiam să întreb? Sunt eu singura care face așa sau atunci când plecați undeva, sau eu asta fac, când plec undeva, cum ar fi acum, ca să mai economisesc loc în bagaj, mă îmbrac cu cele mai groase sau cele mai voluminoase chestii pe care le am. Așa că am aici un plover, am dărâmat bateria, chiar o să intre în poșetă și o să-mi schimb în ploverul ăsta. Și trebuie să mai iau o carte în avion, pentru că plănuiesc să citesc, este prima plecare. Care nu este chiar pe cea mai mare grabă din universul ăsta. Am terminat să meditez toate chestiile pe care voiam să le fac înainte să plecăm. Singurul lucru pe care nu am reușit să-l fac, de care îmi pare rău, dar am zis că asta este, nu am reușit să filmez un video care să apară joi sau vineri, că vă ziceam eu pe stories că mă gândesc să mă întorc înapoi la programul de luni și joi. De fapt, cred că într-un clip pe YouTube am zis chestia asta. Și da, n-am reușit să fac treaba asta. Îmi pare rău, dar asta e situația. Am zis că decât să stau să mă chinui și să fiu iarăși pe fugă și să mă care iară cu laptopul pe mine și să nu știu ce, să o las așa și să ne vedem la un clip făcut cu mai multă seriozitate, cel mai probabil luni sau marți. Deși cred că acel clip o să fie chiar vlogul ăsta și deja am vorbit 4 minute și nu am făcut nimic, așa că o să schimb și ne vom căra. There's no use in looking back. Got a life, I gotta live. Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. A venit moșul. Nici un moșu, a venit iepurașul. Nu, cine vine de mărțișor? A venit mărțișorul. Da. Ce facem două? Pentru tine n-am luat nimic, îmi pare rău. Dă-mă bere. Ei, dă-mă bere. E pentru asta. Mine. Nu știu nu. Ce e, dar e drăsă. Nu vrem. Băi, Dogo, dar nu e poate pentru tine. Zici că e o pisică de aia care așteaptă punga. Oh, ai găsit-o? Da, și ți-am luat doua. Stai. Poftim? Asta cred că e pentru ea, dar nu e fată pentru tine. O vede roz, nu da. Vede culorile. Tu, ei stăpân de spălat pensule. Păi tu m-am spălat pe dinți cu el, da, mi-e mie. Și am o grămadă de pensule murdare. Mulțumesc. Cu plăcere. Dar cum l-ai găsit? Încă nu mai fabrică? Da.
L-am găsit. Am ajuns la Giulia. Mamă, ce luce! Că a venit discoteca. Și sunt și puțin neagră pe aici. Am dormit o grămadă de la aeroport până acasă. Și că Eugen mi-a arătat pumnul că m-a bătut el. Aha, nu ți-am luat valanta mare pentru că o am și eu pe asta mică. Da, și ține o eternitate. Și n-are sens. Ăsta am vrut să-l încerc și eu, dar n-am găsit nuanța mea, așa că ți-am luat în ție. A, ce drăguț. Deși s-ar putea să fie totuși cam de... A, nu, stai puțin. Ce e ăsta? E... A, pe ăsta l-am și eu. Nu, ba da, l-am și eu pe ăsta. E concealer, nu? Da, e concealer. Are... Am crezut că ți-am luat unul de la Kat Von D, dar cred că nu ți-am găsit nici ție nuanța, dar cum ți-am luat. L-am și eu pe ăsta și are acoperire, are acoperire foarte mare. E foarte heavy duty. Poți să ți mai deschizi dacă ți se pare că ai un elefant de ten mai închise sau ceva cu el. Că e... Mulțumesc! Ne luăm pag? Nu. Da, o să fie foarte da, okay, da, ok. Da, și mai ales că are... Sub tonul cald. Da. Asta s-a întâmplat până acum. Am ajuns la acești domni minunați acasă și am dat de acest cățeluș super, super drăguț pe care nu o să ne-l luăm, Eugen. Nu cu ăsta, dar la fel. Nu, mă! Și acum își desfac ei și le-am adus și pentru cuțul ăsta mic n-am adus nimic și îmi pare așa wow, rău. Sigur. Dar o să mâncăm și o să ne schimbăm și cred că o să-mi continui somnul în curând. Ce ai pățit? Ah, ai descoperit. Ți-am luat nuanța. Dacă pui niște spray, o să fie și mai puternic. Da. Mă văd din avion, da. Din satelit. Yes. Și uleiul ăla am văzut că ai zis că ți-a terminat. Unde ai văzut? Pe video. Uite-mă! Ce mă urmărește, da, ce-mi place că mă urmărește, e altă dovadă. Da, dar ce unde ai văzut? Da, pe video, zis, n-ai văzut pe video? Am zis, da. Carde, uite, astea sunt probleme tehnice din spate. Haideți, domnișoară, doamnă, ne mai întârziați. Stai puțin, am folosit cardul mai înainte și... Să vezi jumătate de filmare cu un bot de câine așa. Ia uitați-vă cum s-a vopsit Giulia, vă place? Hello! Bună! Bună! Madalisa! Și nu sunt eu la ea, ea e la mine, în Anglia. Uite, bă, dogo, lasă-i, bă! Uite, asta mai vedeți și pe Marius, că mă întrebați de el și... Ia uite, deja pleca! Ce vă spuneam, fugi de cameră. Lasă-le pe la deoparte, da, da, și desfă-le pe astea. Am ceva de desfăcut și n-am băieți desfacut dacă nu ieși Marius. Păi nu ai tu de desfăcut, aveți voi amândoi. Da, hai. Măi, eu ipocrito! Denisa a avut grijă să le șambaleze. Ia, am probabil dacă e un desfă de cecuri. Ce-s vouchers? Ce-i asta? Pullovers. Ah, ce drăguț! Eugen a râs foarte tare când am găsit ăsta. Ah, gifts from me to you. Da, așa. Și, da, stai că sunt mai amusante mai încolo, da. Ce drăguț! Știi că noi avem unul de la Noti? Fancy of choice, foot massage, ăsta trebuie distanță să-l folosesc. Dar sunt foot unele de-alea gen să scap dintr-o ceartă sau nu știu cum. Serios? Foam body massage, încă unul care poți să-l folosesc. Alo, dar eu? Și că asta filmează, eu gen s-a speriat. Nu, nu, da. Da, nu e pe... Nu, că e shower. Pentru că ai pus aproape de tine și are senzor. E cu roșu într-un colț? Da, acum este. Da, e frumos. Dar stai puțin, frumos să înțeleg. Cum funcționează ăsta? Deci eu îi dau... La cum a fost, avem și la notiz? Are da? Cotor pe margine, claim date și nu știu ce, vezi? Și da, când îl rupi de acolo, treci data când claim by și ce... Ia uite ce încântat este de Marius! Uite să zic cu foot massage și full body massage. Breakfast in bed! Da, pe mine! Acolo ce-i, acolo ce-i? Zic că sunt eu în magazine. Ce-i asta? Asta-mi place! Ocazia să oprim camera. Stai, asta este un challenge. Your addiction to them, așa, you can do it and have it. Pentru ce mă înțeleg? Care-i faza? Nu se desface, nu se desface, nici eu. Trebuie să iei prea mult. Este un challenge, măi, cum să nu mai fim dependenți de telefoane și chestii. Sunt niște... Adu-vă-l! Doamne, mă, ce dar e... Rupă-te! De mâine! Dacă scot, nu era, am găsit, nu cred. Am găsit unul și cu quit smoking. Și era tot așa un challenge de trenă. N-avea nicio. Am fost între ăla și între ăsta. Ok, e bine.
Ia-i bine, ce? Da, da, reacția pe care vrei și da, 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 emoțional. Mami, te uiți? Hai să ne uităm împreună, da, ok, hai, stai jos. Maia? Maia? E rușine? Maia? Desenele bună, care Maia. Bună, Maia! Bună, Maia! Maia, no, ce rușine? Ce faci? Mami, stai ce mână, Maia, pentru tine, nu? Ești curioasă? Da. Nu te fată de aici, că am desenul acolo. Da. Hai. Maia, nu vrei să vezi ce ai aici? Mami, astea sunt pentru tine. Ești curioasă? Nu. Nu? Nu pot să cred. Nu mai sunt desene. Nu ești curioasă? Hai să desfacem. Uite, ajută mami. Uite, cine e aici? Tigrul ăla din mâine de pui. Hai că a văzut ceva colorat. Na, na, te interesezi. Hello! Uite ce drăguț e! E pentru tine. Pentru mine? Nu. Hai să mai vedem, îl punem la loc. Și ăsta? Hai să vedem și ăsta ce e. Uite, măgrușu! Eugen și e numele lor. Ăla e Ior. Wow, ce drăguț! Și încă unul, bravo! Și mai avem unul! O să le iau pe ăsta și pe ăsta. Și ce mai avem? Porcușorul! Piggy! Asta-i Piglet! Piggy. Piglet, da, parcă. Așa. Am greșit, eram pe aproape. Uite și pe Piglet. Ăsta e drăguț, toți sunt drăguți. Unde ai pus mama? Uite, unul, doi. Și trei. Câți are Maia? Câți? Trei. Îți mulțumesc. Sunt foarte drăguți. Uite, până se joacă. Surprinzător. Da? Da. Okay. Sunt colorați și... Ți-a spus, nu vrei point. Cu... Jucările astea softă. Point to the ceiling, point to the floor, point it on your tummy, tummy! Suntem într-un magazin și evident că nu scoalzează ochelarii mei noi și frumoși. Și vreau doar să vă spun că am venit să luăm niște chestii pentru ziua Maie, care o să fie sâmbătă. Uitați-vă la Eugen. Ce are în aici? Eu te-ai luat un steag să nu te pierdem prin magazin? face și el zboia. Ești foarte drăguț, foarte frumos. Și după ce facem ce cumpărături, au ei nevoie, au vrut să ia niște chestii din astea, gen consumabile de unică folosință pentru sâmbătă, ca să nu mai sperie Julia, săraca, o grămadă de vase. După ce facem treaba asta, o să mergem de oasă să mâncăm, că suntem lihniți de foame. Și vă arătam mai devreme, cred că acum o să apară niște cadre cu piniata. Este foarte, foarte drăguțe și mereu îmi doresc o piniata de ziua mea. Mie o piniata de ziua mea, te rog. Da, putem să o hrănim pe Irma cu bomboane și să o bați cu bâta cu nea. Irma fiind finele meu. Dar putem să te hrănim pe tine cu bomboane. Da. O să vedem. Nu o să primesc așa ceva. Mai degrabă o să-mi iau un dăsa de 2 ani. Ce ai mai Eugen acolo? Stabilizator. Încerc să iau niște cadre cât mai stabile de pe aici, pentru că vreau să încerc și chestii noi pe vlog, pe edit. Momentan mă cam bate stabilizatorul ăsta micuț și filmez și cu telefonul, în cazul în care nu știați.
mai gurgi, pe aici abia mă aud eu, nu știu dacă voi puteți auzi. Dar încerc să mă obișnuiesc cu asta. Și chiar nu nou, zic, e prima dată când venim încoace. Tot așa, puse așa la cărba. Probabil că să mai venim. Stăm mai multe zile și să avem parte și de experiența de noapte a orașului, dar o să mai doresc probabil până atunci. Dar arată super, super drăguț totul. E mai greu să mă obișnuiesc cu stânga-dreapta, că știți că aici se conduce pe stânga. Și practic tot timpul când traversez trebuie să mă uit întâi în stânga și pe aia în dreapta. Și mie cum îmi este imposibil, eu gen deja a urlat după mine de vreo două ori. Vezi că da, peste tine! Da. Avem deja un plan bine determinat unde vrem să mergem și o să vă luăm cu noi toată ziulica. Și Giulia face story-uri în fața mea. Bun, să vedem ce ne rezervă astăzi orașul. Aș vrea să pot să filmez mai departe cu chestia asta, dar nu se poate. Da, mi-am găsit și eu un moment când să fac un update. Tocmai am fost pe Cannabis Street, așa se numea? Da, Cannabis, ok. Cannabis, ok. Bine. Și este, în principiu, este o stradă cu foarte multe magazine. Nu asta e depozit acolo. Multe magazine. Și acum mergem unde? Unde mergem acum, Julia? Pe Regent Street, auzi. Altă stradă faimoasă. Altă stradă faimoasă și o să ajungem undeva în centru, unde sunt toate reclamele mari. Auzi. E o chestie. Nu,
Cam așa, e foarte a devenit, de oriunde mergem, sau ce puțin părerea mea, este că oriunde mergem. Așa, ziceam că este una, pentru mine cel puțin, este una dintre chestiile pe care le aștept cel mai mult când mergem în oraș, mai, într-un oraș nou, mai nou, nu înțeleg de ce. Și între timp am făcut și o mică pauză să vorbim cu doamna care ne-a luat comanda și, mă rog, lăudându-ne la ea că tot mergem prin Hard Rock în toate orașele. Râdem mari de noi, de mine și de cel lui. Dar voiam să spun că ne-am lăudat la doamna asta că mergem prin toate Hard Rock-urile și toate orașele și ne-a dat niște bilete gratuite, 4 bilete ca să intrăm la muzeul lor de celebrități, nu? Ăsta e primul Hard Rock ever. Da, ever, ever, de peste tot. De când era, asta de aici și în Londra. Da. Pentru că e foarte veche clădirea, am și zis de la intrare că da, este foarte mulțumit, da, da. Au păstrat stilul veche. 1971 sau 3. Da. Deci, un loc multe ani în tir. Cred că o să mergem, o să vă arătăm și ce luăm de la magazin, că vrem să mergem să luăm și de aici tricou, ca de obicei. Mulțumesc! Ne-a venit mâncarea! Era dimineața. Ne-a venit mâncarea și arată bine. M-am amintit alea de mâncare la cartofi și de la dasa de căpătat pe acasă. Ideea că de la sală să fac chestii aici, asta, never mind. Gen tricou să ne arate tricoul acesta este. Nu e adevărat. Dacă așteptăm să plătim în partea cealaltă, auzi. Deci aici, unde suntem aici? Cum se numește locul ăsta? Da, Westminster. Și aparent aici este un protest de taxiuri. Aici este super full de taxiuri până acolo. Nu se circulă. Și în partea aia la fel. Și Eugen făcea glumițe din alea, între timp mi-am pus și ochelarii pentru că mi-am dat seama că nu văd foarte multe chestii atât de sharp pe cât mi-aș dori. Așa că am trecut la ochelari. Și Eugen făcea mișto că la noi protestează foarte diferit și contra Uber aici. Că... Dar de ce protestează aici? Marius, de ce protestează ăștia? La ce? Că nu mai au voie să mai intre în centrul Londrei și că vor să le taie, vor să, să schimbe condiții în ceași să plece și pentru ei. Ei înainte nu plăteau congestion charge, taxa de centrul Londrei. Și de la 8 aprilie se va schimba congestion charge, se va dubla și îi vor pune și pe ei, le vor limita accesul. Okay, nu vor mai avea voie exact în centrul lui, cum s-ar zice. Uite la noi, înțeleg. Înțeleg. Asta se întâmplă la Westminster Station. Asta pentru că nu înțelegeam ce ziceam Marius și mi-era rușine să repet, să nu care cumva să repet prost. A venit la mediul lui de acasă, da. A venit, ai de mâncare? Am venit să dea de mâncare la... Bă, dă-te în spate, dă-te, Eugen, dă-te, vin în coa. Aoleu. Dă-te în coa, dă-te. Dar și Marius, te mușcă, deschizi gura, pleacă. N-ai auzit de lebede de alea rele? Am ajuns acasă. Camera asta nu este chiar cea mai minunată cameră pentru lumină slabă, dar asta este. Nu cred că am mai vloguit mai nimic cu... De fapt, nu cred. Sigur, n-am mai vloguit nimic de la final de zi, pentru că pur și simplu ne-am plimbat toată ziua prin Londra, pe jos. Cât îți zice telefonul că am făcut? 10.000, 16 km. 16 km pe jos. Și a fost foarte drăguț. Sigur, sigur e de venit încă o dată. Iar pe seara am... Da, iar pe seara am fost la niște prieteni de ei lor, de lui Marius și de Judei. Am băut o bere, au mai stat și ei de vorbă că nu s-au mai văzut de mult. Am băut o bere din barul la care lucrează ei. Da, am băut o bere din barul la care lucrează ei. Și apoi ne-am îndreptat spre casă și dacă sunt puțin răgușită, este pentru că am avut un drum de cât 40 de minute oră în care am vorbit oră jumate, dar am vorbit cred că doar o oră despre asta. Și anume despre istorie și chestii legate de regalitate. Da, istoria românilor, dar doar partea cu regalitatea. Și cu comunismul și așa mai departe. A fost o discuție super mega interesantă. Eu sunt mega, nu că sunt super, super documentată pe tema asta, dar
Luce să mă uit la tot felul de documentare și să am tot felul de informații de genul. Așa că, înainte să spuneți că voi nu știți istorie, că nu vă place istorie, că nu știți că a existat o familie regală, mai bine... Aoleu, Denisa face acum promovare. Da! Păi ar trebui să știe. Ar trebui să vă documentați și dacă n-aveți chef să vă uitați la sau să citiți tot felul de chestii, pe YouTube găsiți o grămadă de documentare care să vă facă viața mai ușoară și să vă aducă mai multe informații și printre astea o să zic istoria cu Virgil, de care am vorbit și în Vlogmas. Putem să punem un episod de la... Da, putem să punem un episod, că se arătăm și lui Marius. Se arătăm și lui Marius istoria cu Virgil și mai sunt, bineînțeles, documentarul foarte recent lansat, cred că ori susținut de Banca Transilvania, ori de Ion Siriac, nu sunt sigură, sau sunt același lucru. Nu cred că sunt același lucru, sau poate ar fi, da, nu știu. Mă rog, așa, da. A scos un documentar cu Regina Maria, Inima României, și foarte, foarte frumos, chiar trebuie să-l vedeți. Mai este un documentar cu România de sânge albastru și aici include personalități din familii celebre, gen Rosetti, Cantacuzino și așa mai departe. Și interviuri cu regele Mihai, neapărat trebuie să le vedeți, super faine. Și nu știu, mai sunt emisiuni, mai e o emisiune, a mai fost o emisiune pe TVR1. O emisiune pe TVR1 despre... Lasă-mă să le zic! O emisiune pe TVR1 despre cum era în comunism și gata, am terminat. Nu mă las. Pentru aia care nu l-ați prins. Pentru ce tu ai prins? Nu, dar poate din followerii tăi l-am și prins. Da, probabil, da. Cred că sunt mai puține persoane. Mă rog, am vrut doar să facem o incursiune în trecut. Da, acum înțeleg de ce berea conține hormoni feminini. De ce? După ce bei nu poți nici să mai conduci, nici nu te mai oprești din vorbit. Păi de ce tu te-ai oprit din vorbit? Aia era ideea, dacă bei bere nu te mai oprești din vorbit și nu poți mai conduci. Exact cum sunt femeile. Să explic glumele acum. O să închid camera și o să-l bat. Anyway, am răgușit după tot acest drum. Noapte bună! Giulia este aici împrăștiată în pat. Ea mâine are oră de condus și examen, așa că să-i urăm mult succes. Mulțumesc, sigur că o să-l iei. Nu vreau asta pe vlog, Denisa. Nu? Mm-mm. Sigur, sigur? Nu vreau asta pe vlog, că dacă nu-l iau, nu vreau să fie întrebări, chestii. Păi da, bă, la vlogul se editează după ce afli tu. Le iau mâine. Deci poate da, să faie deci dacă îl iei, exact, lăsăm faza asta. Dacă îl ia. Fără chestia asta unde există, dacă îl ia. Giulia este aici în pat împrăștiată, nu mai poate de oboseală. Câinele este acolo, se pregătește să bea câte ceva. Și Marius este aici. Așteptă oră de istorie. Pentru o nouă oră de istorie. O să stau și eu aici, frate. Dă-mi somn. Nu te la somn, tu că mâine trebuie să dai școală. Lasă că poți să te vezi la documentare. Nu îți dai șpagă. Băi, boni. Ia uite-l pe ăsta. Bani. Ia uite-o. Mă nebună. Stai că mi-e urcări. Vreau să vă zic că azi dimineață iarăși era când ea, când ăsta, când ea, ăsta. Deci acum, oameni, ce... Miroase că-i neploasă. A fost o parere. Ce faci, fată? Nu, era la altă direcție. Bă, nu păcălim-o. Unde ai aruncat? Crezi că nu-l găsește? Că mai intră prin colecția mea de sticlă. Da. Anyway, ne vedem mâine. Pa! Cooking up dope with the ooze. My niggas are savage. We got 300 on too. Băieții fac burgeri la ora 10:30 noaptea, ei fac burgeri. Și tu ce citești? Pasul din cuța, e
aici, de la nimic nou. Ăla, da. Gen, ca să ții cetățenia, nu? Ce? Ca să ții cetățenia. Urmează întrebările adevărate pentru cetățenie. Da. Și apoi o să ne întoarcem la partea istorică a acestei întrevederi, pentru că aparent lui Marius îi place foarte mult cum povestesc eu istorie. Și cred că o să ne uităm la un documentar sau ceva împreună, pentru că mâine dimineață, în jur de 8, poate chiar 9, o ce mai târziu, cred că o să ne trezim și o să ne facem bagajul, să plecăm spre aeroport. Căci aceasta a fost incursiunea noastră în lumea familiei Burlacu. Ia uite cum se uită la mine. Dogo mic. Yep, chiar nu știu ce să vă mai zic, asta este tot ce s-a întâmplat zilele acestea și ce se întâmplă acum. O să vedem pe parcurs ce mai avem de filmat. Neața, am reușit să ajungem și în ultima zi aici. Astăzi vom pleca, așa că trebuie să fac bagajul, deja m-am apucat de el. M-am spălat pe față și nu știu dacă voi vedeți, sunt sigură că vedeți și pe cameră par probabil mult mai pigmentate problemele astea de pe față. Sunt pentru că am fost la sală, știu de ele, am și eu oglindă să le văd, așa că nu-i nevoie să-mi spuneți că hei, ai niște coșuri pe față. Am un tratament acasă pe care îl urmez și care va da roade pentru că a dat până acum, așa că știu ce am de făcut, știu cum le pot trata. Vreau doar să vă spun că am... descoperit acest șampon aici pe care îl voi încerca. Eu sper să vrea și Eugen să îl folosească. Se numește Dandrazol și este anti-dandruff shampoo. Practic este un șampon împotriva mătreții. Eu nu am probleme cu mătreața în principiu, dar Eugen are probleme destul de mari și o să vedem dacă treaba asta funcționează. Am auzit doar chestii bune despre ea, așa că îi vom acorda o șansă. Din câte știu, se găsește în Anglia, gen aici, dar dacă vreți să-l comandați de pe net, să-l încercați, sunt sigură că puteți să-l căutați pe eBay, Amazon, alte site-uri. Sunt sigură că o să-l găsiți undeva de cumpărat, dacă vi-l doriți cu adevărat. Și acum, după ce m-am spălat pe față, e timpul să cobor să termin bagajul.